Acordă-ți un pic de atenție și observă cât de des te surprinzi răspunzând unor întrebări despre tine și ce-ți place sau ce-ți dorești cu, nu știu, dacă acest răspuns îți apare frecvent pe buze, este pentru că încă refuzi să conștientizezi ce-ți place și ce nu și refuzi la nivel inconștient să faci alegerile potrivite pentru tine, așteptând să aleagă altcineva în locul tău. De obicei faci acest lucru deoarece la nivel emoțional ești încă un copil care dorește ca părinții să aleagă pentru el în ideea că așa va fi mai protejat. Îți este poate foarte frică să faci alegerile pentru tine, crezând că nu ești în stare să le alegi pe alea bune. Dacă ar fi doar lipsa informațiilor, nu ai răspunde cu nu știu, ci ai pune întrebări ca să te documentezi mai bine despre acel subiect pentru a putea să iei mai ușor o decizie optimă pentru tine. Ceea ce este important din perspectiva mea aici este că atâta timp cât nu ți-asumi propriile alegeri, nici nu ai cum să te aștepți ca cei care aleg pentru tine în locul tău să știe clar ce te servește cel mai bine în fiecare moment. Ei au adevărurile lor, din care fac alegeri pentru tine, adevărul care s-ar putea să nu ți se potrivească în totalitate. Scrie-mi în comentarii ce trebuie să te petreacă în viața ta ca să alegi, să decizi tu pentru tine. Sunt Elena Paula Șciubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.